Astral a întrerupt dinamovișilor seria de 3 meciuri fără înfrângere. Budescu a strălucit, iar echipa s-a câștigat cu 3-2. Dinamo a deschis scorul după o bâlbâială în defensiva Astrei. Popescu a profitat și a marcat după un an în tricoul alb-roșu. După pauză, Budescu și-a arătat clasa și a restabilit egalitatea. Capitanul Astrei a ieșit din nou la rampă și a marcat pentru 2-1. Dinamoviștii nu s-au dat bătuți, de-abia introdus pe teren Robert Moldoveanu a egalat. Scorul final a fost stabilit însă de Astra, Crepulia le-a adus victoria giurgiuvenilor. Gazdele au încheiat meciul în 10, Budescu a văzut al doilea cartonaș și a fost eliminat. Din păcate am reușit să iau și primul cartonaș roșu, nu știu dacă mai am un cartonaș roșu. A fost o greșeală de-a mea, poate. Mă bucur că am marcat, dar importante sunt cele 3 puncte, sunt 3 puncte muncite. A fost o partidă frumoasă pentru cei care s-au uitat la televizor, atât și pentru cei care au venit în tribună. Se pare că repriza a doua am intrat pe teren puțin relaxați, nu știu din ce cauză. Am vorbit ceva la vestiar și am făcut cu totul și cu totul numai greșeli pe teren. Asta ne-a costat.